Hertz frecvență, ceea ce înseamnă pe vremea respectivă, încă nu exista un standard, cum avem astăzi, fiecare orchestră se acordează altfel. Asta nu e așa de important. Instrumentele astea sunt mai simple decât instrumentele pe care le-ți vedea un pic mai târziu. Și noi le cântăm pentru că există un proiect în muzică care zice că e interesant să vedem cum ar fi sunat muzica pe vremea respectivă cu instrumentele astea. Și noi sperăm că sună un pic diferit și că este interesant. Compozitorul acesta, Heineken, era capelmaestru la Dresda, la curtea regiului Bradului August, cel puternic. Este foarte reprezentativ, scrie mai multe stiluri și de-aia mai ales piesa asta, care e scrisă pentru oboi și fagot, care fusese inventată în Franța și sunt mai mult fozii de la orchestră. Asta nu e un duo foarte comun, dar e reprezentativ pentru că oboiul cumva preia vocea sopranului și fagotul vocea basului. Și atunci am gândit să facem împreună un duo frumos. Thank you.
Thank you.
Buonasera. Parlerò lentamente in italiano, denn nicht klar ist, ich kann gerne übersetzen. Faremo ora un salto nella storia della musica di 300 anni. Igor Stravinsky ha composto i tre pezzi per clarinetto solo nel 1918, dopo la Prima Guerra Mondiale. Ma il clarinetto è nato ai tempi di Mozart. Ha avuto una grande evoluzione in 150 anni e a inizio 1900 era già così. I tre pezzi per clarinetto solo sono molto interessanti perché rispecchiano un periodo culturale che è unico dopo la Prima Guerra Mondiale. Il primo movimento è molto tranquillo, si dice ispirato al canto gregoriano del 1300. Il secondo movimento è di ispirazione da un'improvvisazione per strumento solo. E il terzo movimento è ispirato al jazz che stava nascendo in America in quegli anni. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.